Andreea, te vedem la naționalele pe echipă, o competiție, zicem, importantă pentru tine? Da, n-am mai jucat de foarte mult timp pe echipe, deci chiar mi-am amintesc, 4-5 ani să fie și e o perioadă în care mi-a făcut mare plăcere în trecut să joc și mă bucur că am revenit, că avem echipă, suntem 6-7 fete care ne înțelegem foarte bine, am început astăzi și sper să câștigăm. Nu știu, te bucură mai degrabă atmosfera, faptul că te întâlnești cu colegi de generație, cu această atmosferă de echipă? E oarecum ca la Fed Cup. Da, nu neapărat. Astăzi o să joc contra unei fete de aceeași vârstă, de când n-am mai jucat de foarte, foarte mulți ani. Nu este tocmai ușor. E altceva pe echipe, altceva este tenisul din turnee, dar na, contează să câștige echipa până la urmă. CSM București are o echipă destul de puternică la tenis, pe lângă tine mai sunt și alte fete, s-au făcut transferuri și la partea masculină, Adi Ungur. Se poate spune că e cea mai puternică club din România la ora actuală? Să sperăm că este. Noi muncim și luptăm să câștigăm campionatul. Sunt sigură că și băieții își doresc același lucru. Am văzut că au o echipă foarte tare și noi și sper să fim uniți și să ne ajutăm. Aceste campionate pe echipe în alte țări sunt foarte populare. În Germania se transferă jucători importanți să joace acolo și chiar români joacă în Bundesliga. Crezi că, nu știu, am putea în anii ce urmează să crește și noi nivelul? Da, într-adevăr, și eu joc echipe. Am jucat în Germania, am jucat în Italia, în Franța, chiar nu știu cum să zic, cluburile au o tradiție mult mai veche acolo, sunt foarte multe cluburi care au foarte mulți bani, au foarte mulți sponsori, sunt cluburi bune care câștigă mereu în fiecare an campionatul, mai mult sau mai puțin, și este tradiția clubului și vor să aibă jucători foarte buni și că joacă chiar și top 50, la fete cel puțin, la băieți nu prea știu, dar da, nu știu dacă se va întâmpla asta la noi în anii care vor urma, să zic, un viitor apropiat, dar mai încolo, cine știe. Cum te simți tu? Cum ești? Ești în formă? Ai reușit să câștigi anul ăsta turnee? Ești în revenire? Cum vei aborda sezonul următor și finalul acestui an? Da, mai până la sezonul următor. Într-adevăr, nu mi-e foarte ușor săptămână de săptămână. Acum am început să am antrenamente mai grele, mai lungi. Zilele sunt mai lungi. Bine, seriile stau cu bebe acasă, dar doarme, am noroc. Dar da, mai am câteva turnee anul acesta. Sper să termin bine. Am un target pe care vreau să-l ating și vedem ce ne rezervă anul viitor. Cum e viața de mămică în circuit? Bănuiesc, sunt câteva fete care sunt mămici, dar destul de puține. Sunt destul de multe, cred că sunt vreo 7 deja în top 100, dacă nu mă înșel. Este bine, este bine. Acum, vineri, plecăm la turneu în Spania 2 săptămâni, îl iau și pe Adam. Îmi place foarte mult. Te vezi jucând, nu știu, până la 35, 40 de ani, adică ai condiția fizică și psihică mai ales să faci tenis până la o vârstă înaintată? Sincer, fizic mă simt mai bine ca înainte de sarcină, ceea ce este un plus foarte mare. Nu mă gândesc că o să joc până la 35-40 de ani, dar 4-5 ani de acum încolo, 4-5 ani de acum încolo, sigur, voi juca. Ultima întrebare, ce obiective ai avea pentru sezonul următor? Unul ambițios? Aș vrea să prind calificări la Paris, pe partea de simplu, și să ajung în top 100 la dublu.